Trebuie să devenim luptători pentru a schimba paradigma. Asta nu mai poate merge cum a făcut-o până acum. Și atunci, eu cred că această expoziție, ea va mai merge în mai multe locuri de aici, este, fără să fie ideologie, fără să fie propaganda ieftină, este un model despre felul în care se poate întâlni teologia cu mitologiile, mitologiile copilăriei, cum spuneam, cu metaforele mari și ample, cu liturghia cosmică și cu câte idei mai vreți dumneavoastră. Vă propun, dacă după ce încheiem aici, mai aveți răgazul să intrăm din nou în expoziție, să o întrebați pe autoare una alta, chiar și tehnic, ea e extraordinar de performantă. Gândiți-vă că tot ce vă ofer acolo sunt făcute cu instrumentele unui iconar. Ea a făcut icoana la nivel înalt, a făcut restaurant. Totul este doctoratul ei făcut la Peci. Se referă la lumina increată, așa cum apare ea în icoană. Sunt lucruri pe care le puteți discuta cu ea, adică vă poate ajuta să vă deschideți și mai mult ochii în fața minunăților care sunt lângă noi. Asta și pentru că trece prin momentul ăsta, expoziția e într-un loc, noi facem vernisajul în alt loc. Ce ar mai trebui spus? Ar mai trebui spus scurt și cu bucurie că cel puțin programul pe care am avut bucuria să-l fac, pașii pe care am făcut împreună cu domnul director Emil Ursu de aici, de la Muzeul Național al Bucovinei, expoziția Gorduz, expoziția Postolache, sunt lucruri care veți vedea în timp, vor lăsa urme extraordinare. Acum nu știu când se va programa sau dacă se va programa, e terminată o monografie Mircea Hrișcă. Mircea Hrișcă este și el o recuperare culturală și artistică de prim rang pentru arta națională. Eu nu vorbesc aici de provincie, adică vorbim de ce înseamnă cultura înaltă. Și atunci, sigur că se întâmplă lucruri atât de importante în mandatul pe care îl are aici, încât sunt crezător că se poate continua foarte, foarte, foarte bine. Expoziția doamnei Mihăilescu va dura suficient de mult timp ca oamenii de aici și alții care vor vrea să vină de prin alte părți să o vadă. Știu și nu vă dezvălui că se pregătesc și alte expoziții importante la Muzeul Bucovinei. Așa că vă mulțumesc că ați venit acum. Mă bucur că o cunoașteți în felul acesta pe Doina Mihăilescu și vă propun, dacă mai aveți un pic de timp, să vedeți cum arăta în 2017 chipul ei artistic la Palatul Moroșoaia, acolo unde a făcut o expoziție care până, nu știu, a fost una dintre cele mai realizate expoziții ale ei. De ce un postmodern care se originează în neobizantin își găsea locul într-un palat brâncovenesc de cea mai mare calitate. Filmul dezvăluie așa ceva. Să aveți o zi bună. Felicitări! Mulțumesc foarte mult, domnule Liviu Mircea, ca întotdeauna, foarte drăguț. Foarte drăguț la adresa instituției noastre. Este însă o instituție care ușor, ușor încearcă să arate că până la urmă centrul este acolo unde ne-l dorim noi. Cei de la
Ucrainei, cred eu că ușor au arătat că centrul țării, și sigur nu doar, este la Suceava. Până la urmă, spuneam, dacă există voință, sigur, nu doar a muzeului, mai trebuie să existe și voința donatorului de credite sau sprijinul donatorului de credite. Fiecare muzeu poate face lucruri importante, poate aduce piese, expoziții interesante. Vă invit pe doamna Bănaie. Doar câteva cuvinte. Trăim în timpul paradoxal, în care se pare că continuă biciuirea tuturor valorilor noastre culturale și spirituale. Sper să nu țină prea mult. Dar cred în timpul bun și frumos, și clar și adevărat, și asta înseamnă prezența picturii unui maestru, lui Ion Andreescu, printre noi. Deci, sigur și personal, prin prezența lui, cred în înviere. Și pentru această prezență nobilă printre noi, nu am decât să aduc mulțumiri domnului director Emil Bursu, pentru faptul că această expoziție s-a înfăptuit și că este printre noi și este și s-o primim ca pe un dar mare. Mulțumesc de asemenea întregului colectiv muzeografic care mi-a fost alături și în ridicarea și panotarea acestei expoziții, deosebit de atent. Mulțumesc domnului critic de artă Olivnicea pentru cei, cred că aproape 40 de ani de colaborare artistică. Mi-a fost un adevărat maestru spiritual în toate tipurile de înțelegere ale mele. Cred că m-a crescut, m-a zidit și m-a format. Îi mulțumesc în mod special pentru întregul concept expozițional care îi aparține în mod special și este, de fapt, cred că unic la ora asta în pictura românească contemporană. Și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, cei de aici și cei veniți tocmai de la Piatra Neamț, ca să fim împreună și să onorăm și să onorăm prezența picturii marelui maestru, care este o bucurie, cred că există aici, în Muzeul Național al Bucovinei, care este, de fapt, acest muzeu, un tezaur de valori spirituale. Deci, iată, este și există timpul în care toate valorile noastre bune și care sunt formatoare, ne-au format până la urmă, sunt împreună. Și cred că pot să devină un sprijin. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. Vă mulțumim în primul rând pentru darul pe care ne-l ați făcut, pe care ne-l faceți. Un dar care va rămâne la Suceava o vreme și sper că dacă, sigur, la vernisaj, mă rog, să fi procedat ca în pandemie, în zilele ce urmează publicul să se apropie de sălile noastre. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru participare. Mulțumesc colegilor mei care au ajutat la punerea în loc în acestui proiect și, evident, vă invit la întâlnirea cu doamna Mihai Ilescu și cu domnul Olivier Mircea în expoziție. Din nou!